Salutare din nou, altă stradă din municipiu care figurează asfaltată în actele primăriei. O adevărată tragedie trăiesc oamenii ăștia de aici. Imaginați-vă când plouă și sunt volume mari de apă. Toate mizerile din toată zona sunt adunate și aruncate în curțile oamenilor de aici. Familii tinere care pleacă la serviciu dimineața, copii care merg la școală, niște condiții de mediu efectiv. Ceea ce vedeți, bruma asta de piatră nu e adusă de primărie. Oamenii se organizează singuri în Mileniul 3, în Iași, la un kilometru în linie dreaptă de Palatul Culturii și de primărie, ca să nu trăiască doar în glod. Este inadmisibil ce se întâmplă. Povesteau oamenii aici că părinții lor care locuiesc în comune din județul Iași au asfalt, au canalizare, au WC-ul în casă, pe când aici nu există canalizare, asfalt, după cum vedeți, nu, iar WC-ul este în fundul curții. Dacă ăsta este orașul regal pe care ni-l arată Chirica la televizor, dați-mi voie să-l contrazic. Dacă ăsta este Dubaiul Estului, așa cum se laudă cu orașul nostru, dați-mi voie să vă spun că nu cred că există în Dubai așa ceva. Și dacă ăsta este oraș Smart City, arătați-mi din nou ce găsim smart pe strada marginii, în cartierul Aviației. Este realmente o bătaie de joc. O să sesizăm toate instituțiile competente să verifice cum au fost asfaltate doar pe hârtie aceste străzi și cum oamenilor din zonă, când au de făcut o lucrare, li se cer taxe și bani să refacă asfaltul pe care echipurile îl distrug în momentul când își trag lucrarea. O bătaie de joc.